Bună! Bună! Asta e pentru tine și ăsta e pentru mama ta. Sper că îi plac trandafirii. Adoră mama trandafirii. Nu e prea chicios, nu? Nu, sunt superbe. Bine, el pălește în comparație cu tine. E mult. Nu, e cute. Te rog. Așa. Alo? Uite, noi am ajuns amândoi. Suntem aici. Da, normal că mi-a adus flori. Da. Da, ți-a adus și ție flori. Dar ce legătură are? Bine, să faci bine să ajungi la timp data viitoare. Bine, pupa. Ana, sper că n-ai supărat-o prea tare. Nu am supărat-o prea tare și dacă am supărat-o o să-i treacă când o să te cunoască pe tine. I'm so lucky, yeah. Mamă, uită-te și tu la palmele mele. Sunt fleșcă. Palmele? Ce? Palmele. Mamă. Nu. Nu, e ok, stai niște și eu sunt emoționată. Da, Mara, bravo. Dar tu n-arăți de parcă ai fi o bucată de ziar în care a fost învelită slănină. Tu arăți bine oricum. Știi ce, mă duc până la baie să mă usuc la ăla de mâine. Vin imediat. Unde e? A fost aici până acum, s-a dus la baie. Da, și mă mai luai pe mine de urechi că hârcă-mărcă întârzi. E emoționat? Puțin. Ok, serios. Uite, ți-a adus și flori. Da, mi-a adus și flori. Și Doru mi-a aduce flori. Da, dar Marius a fost la florărie, nu a furat flori de prin nu știu ce cimitire. E caniculă. Știu. Și eu sunt deshidratată și în vârstă. Nu ești în vârstă, ești foarte în forță. Sper că nu trebuie să plătesc comanda aici, nu? Păi, consuma ceva? Nu, dar vreau să consum. Niții! Da, stai un pic. Da, doi. O limonadă, te rog. Sigur. Cu gheață. Cu gheață. Și cu miere. Și cu miere. Și cu mentă. Și cu mentă. Și cu ce să mai fie. Cât costă? Nu costă nimic, e din partea acasă. Vezi cine mai iubește pe mine? Deci. Uite, vezi, ești foarte în forță. Scoate din minți femeia asta. Ai mai văzut așa? Mama, noi suntem gata, te așteptăm aici. Pentru ce? Păi, să te pregătești. Da, să ce? Să mergem la mobilă. La magazin. Da, mă, că fix de mobilă m-ar de mie acum. Mai, mamă, stai, mă, mamă, puțin. Iar s-au certat. Din nou. Cine s-a certat? Ia dispar cocuța. Hai! Că mă omoară ăștia. Lași, Mariusica. Ești lași. De ce dracu ești atât de lași? Frumos. Trebuie să fi spus de la bun început. Adinuș, Adinet, Adinima mea. N-am nicio amnezie. Uite, m-am schimbat, ți-am spus adevărul. Mă trebuia să rămâi. Să te întorci acolo și să o confrunți, să-i zici. Uitați, doamnă, așa și pe dincolo, am greșit, nu știu, îmi pare rău, iertați-mă. Da, nu, Dorule, trebuie să fii prost până la capăt. Când ai ieșit ceva bun din toate minciunile tale, Dorule, idiotul naibii. Bine, de la ce caracter are doamna. Probabil că ți-ar fi luat scuzele și ți-ar fi spus să ți le îndești fix în...
Care erau, frate, șansele? Care erau șansele ca în ultimii 15 ani singura persoană cu care să te bălăcărești să fie fix mama iubitei tale? Care erau șanse? Nu! Doamne, de ce sunt atât de prost? Universule, cu ce ți-am greșit? Uite-te, domnule, pe unde mergi, cobor naibii pe ce cineva. Ce faci, frate? Tu nu te uiți pe unde calci? Ba, tu nu ești... Ba da, dar tu nu ești... Ba da! Îți cam place zona, a? Ce vânt te aduce? Am niște probleme cu... un film. A, și eu tot cu o fată. Auzi, dar dacă tot ne-am întâlnit, faci tu cinste cu șaurma? Mi s-a lipit stomacul de foame. L-am mai mâncat de nu știu când. De ce? Poveste mai lungă. Deci, ce zici? Băgăm ceva la maț? Da, frăți. Hai să băgăm ceva la maț. Așa te vreau, frățioare. Așa că știu eu un loc. Miros foarte bine. Asta nici măcar nu miros. Hai, mama, în serios. Hei, ce faceți? Zi, ce facem? Don't ask. Ce s-a întâmplat? Problema e că misteriosul iubit al surorii tale a rămas tot un mister. Mister, adică mister necunoscut sau mister amista la valava? Serios? Ce? Tu ce? Ce te simți așa de bine? Ți-a plăcut la expoziție sau ce? Da, mi-a plăcut. Eva!